Turiștii care ajung în stațiunea Sinaia cu trenul trebuie să fie cu mare băgare de seamă pe unde ies din stația CFR pentru a nu-și strica vacanța. Considerată una dintre clădirile reprezentative, gara a început să se degradeze de la o zi la alta. Pereții sunt crăpați pe mari porțiuni, un balcon stă să cadă, streșinile sunt mâncate de rugină, iar bucăți mari din marginea acoperișului s-au prăbușit deja, punând în pericol viața trecătorilor. Primii care s-au sesizat au fost taximetriștii, care au stația în fața gării și care spun că atât ei cât și turiștii sau trecătorii riscă să se trezească oricând cu o bucată de zid în cap. Aceștia adună zilnic bucățile de tencuială și țiglele sparte și spun că fac curățenie de câte ori este nevoie. A căzut una mare acolo, chiar în față, la intrarea principală. Era, uitați, și colegii care spun, era să-i cadă la cineva. Asta a căzut lângă mine, deși pe mine a căzut. La un moment dat s-a spălat de la ploaie, erau urmele de la lăsate de cărămida roșie. Vedeți, este o bucată de țiglă de pe acoperiș. Și dacă filmați și vă uitați atent sus, sunt o altă grămadă care sunt gata să cadă. Deci este un pericol pentru oamenii care circulă, pentru turiștii care vin și pleacă prin această gară. Se întâmplă vreo victimă atunci și rău. Da, au căzut, ați văzut când au căzut? Da, am văzut chiar în fața mea. A trecut cineva și pe urmă a căzut țigla după gară. A avut noroc? A avut noroc că mi-a căzut în cap, că o omorât pe loc. Atât călătorii care ies din gară sau își fac cumpărăturile la chioșcuri, cât și cei care așteaptă în stația de maxi-taxi din apropierea clădirii sunt în pericol. Ar trebui renovată? Ar trebui, bineînțeles, că e pericol pentru cei care staționează aici. Eu sunt balconul la de acolo, în partea cealaltă. E veche tencuiala? Da, cred că da. De atâta timp. E pericol, aici e și stație de maxi-taxi. Da, așa este. Foarte periculos, cade în cap la cineva, s-a mai întâmplat, a murit, a ajuns prin spitale, prin aia. Nu se interesează nimeni. Da, dar văd că e în stare de degradare. Păi nu se vede. Liniile și peroanele au fost schimbate și renovate de curând, însă clădirea gării nu a făcut parte din acest proiect. Chiar dacă nu sunt pe deplin responsabili de starea în care se află gara, conducerea stației CFR nu a dorit să discute cu reporterii sosiți la fața locului. Doamnă, două cuvinte, vă rog frumos. Deși este un punct feroviar important în care la începutul secolului opreau trenuri precum Orient Express sau Arlberg Express și este inclusă în top 10 al celor mai frumoase gări din România, se pare că stația CFR Sinaia mai are de așteptat până când va intra în atenția reprezentanților Ministerului Transporturilor. Până atunci, aveți mare grijă pe unde mergeți când ajungeți cu trenul în perla Carpaților, pentru a nu vă transforma vizita de plăcere într-una de durere.